Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Domnul Ciolacu a anunțat presa și cum a fost luată decizia la PSD. Aș vrea să citez din domnul Ciolacu. V-am zis că este izimeare. Citez. A fost ca pe vremuri, a spus domnul Ciolacu. Un vot în unanimitate în interiorul partidului. Hai cu bă, băiatul. Deci, apropo, domnul Daia, Soreu, ocupa să revitalizeze aprozarele alea, că parcă tot dânsul le-a înființat. Da. Sunt în faliment, dar le alea, scoate da. Dânsul. Da. Să le rezolve, bătă, dacă mi-e dor de o legumă românească ca de mama. O găsești peste tot. Nu mă, gustoasă, că sunt, dar sunt... De când a plecat domnul Daia, ăștia au dat de norocire. Semințe de alea nasoale. Apoi domnul Ciolacu a explicat, citez, e nevoie în acest moment la Ministerul Agriculturii de un om de calibrul, nu neapărat de statura domnului Daia. De se leagă de lipsa de înălțime a domnului Daia. Da, aici, mișto, e urât. Da, e foarte urât. Domnul Daia, și dacă e mai micuț așa? Nu contează. Creativitatea dânsului este nesfârșită. Petre Daia a mai fost, deci, ministru al agriculturii în cabinetele Grindeanu, Tudose și Dăncilă. N-a fost vina dânsului, atunci și așa, PSD-ul schimba prim-ministrii foarte des. Dar ministrii, ba. Ministrii, uite că mai puțin. Printre proiectele care l-au făcut celebru sunt programul Alege Oaia. Păi ați ales oaia? Am ales baba, nu berbecuțul... oaia. Da. Eu am votat multe animale la viața mea. Oaie, nu știu dacă am ales vreodată. E cu berbecuț, da. Tu nu-ți dai seama, dar e în familie cu oaie. Da. Își propunea să încurajeze pe român să mănânce mai multă carne de oaie, chiar dânsul dând un exemplu în acest sens. Fără planuri, mă întâlnesc cu Paștele, pur și simplu. Mă întâlnesc cu această sărbătoare acasă la mine, cu un tâmpin, mă întâmpină, cum știu, te întâlnești cu mielul, te întâlnești cu evenimentul. Ce gătiți bun, bun de Paște. Și mielul și mama mielului. Deci, practic, cu toată, toată familia. Familia e gătită și mâncată. Când oile, când îl văd pe Daia, fugiți că ăsta ne mănâncă pe toate și pe toți mănâncă toată familia. Tradițional deci domnul Daia. Da. Știu că era fan Liverpool, domnul Daia. Serios? Eu așa mi-aduc aminte. Asta e îngrijorător. Da, serios. Cormoranii în România fac baie asta. În piscină. Atât de mulți. Nu se mai ferez de oameni. Nu mai. De pescar nici atât. Deci, you'll never work alone, domnul Petre. Omul e om, bă, da, pescarul, cu totul altceva. Nu se feresc nici de oameni, nici de pescari. De pescarul e în armată, tati. Omul simplu e civil. Da. Toată lumea a zis că Klopp a fost artizanul revenirii lui Liverpool. Eu cred că și domnul Daia a fost băgat. Da. O bucățică destul de mare în toată treaba asta. Iar cormoranii ei care fac baie în piscină. Nu, adică se duc la muncă pe lac, mănâncă pește acolo, muncesc, aduc la familie, nu știu ce, la final se duc și fac o băiță. Unde avem? Avem piscină pe aici, pe unde? Hai să facem o băiță în piscină. La domnul Țânțăreanu, însă poate fac, prindem o piscină, facem o băiță. Eu mă mir că domnul Daia n-a fost cooptat în problemele astea cu agricultura la nivel european. Că înțeleg că de când cu războiul cu Ucraina, cu treaba asta, mă așteptam ca domnul Daia să plece la Bruxelles direct. Da, și să se ocupe de treaba asta. Nu da. Se simte valoarea. Am senzația însă că se simte bine între granițele țării. Fraților, dacă le punem unul după altul și calculând lungimea, pe graniți, granița țării este înconjurată de patru rânduri de tractoare. Ură! Ură! Da, deci vă rog frumos, hai să depună jurământul mai repede. Eu cred că o să înțeleagă bine cu domnul Ciucă. Cu domnul Ciucă, da. Da. Se mai poate depune acreditări la ministerul domnului Daia? Că m-aș duce, m-aș... Oricând, da. La conferințele de presă, adică aș fi prezent oricând. De-abia aștept festivitatea de jurământ de la Cotroceni, când domnul Iohannis la cei 2 metri se va poza cu domnul Daia. Trebuie să facem un pariu până unde îi ajunge. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.